La un pas de moarte, o tânără a leșinat în timpul maratonului 7500. Final nefericit pentru o concurentă la cea de-a 5-a ediție a maratonului 7500, secțiunea elită, echipă mixtă, care se desfășoară în aceste zile 18-21 iulie în Munții Bucegi. O tânără de 31 de ani din Galați a leșinat după ce a alergat 10 de kilometri la cel mai dificil traseu din România, maraton 7500, care presupune parcurgerea unui traseu extrem de dur de 95 de kilometri prin Munții Bucegi. Da, da, ușor. Prinzi acolo? Tânăra a fost transportată la spital de un echipaj smurt. Incidentul nefericit s-a petrecut în noaptea de vineri spre sâmbătă în zona Vârful Omu și imediat salvamontiștii dâmbovițeni aflați în zonă au intervenit. Dacă s-ar fi întârziat, viața tinerei ar fi fost în pericol. Aceasta putea deceda. Traseul fiind unul destul de dificil cu teren accidentat, un alt echipaj de salvamontiști de la Serviciul Județean de Salvamont Dâmbovița a plecat în sprijinul celorlalți salvamontiști. Salvamontiștii, pentru a putea scuti din timpul de intervenție, au folosit un buggy ATV. Femeia era epuizată fizic, prezenta o stare de inconștiență. Imediat, salvamontiștii au acordat primul ajutor, după care au transportat-o cu buggy ATV-ul până în zona Piatra Arsă, de unde a fost preluată de un echipaj smurt, sosit de urgență la fața locului. După ce i s-a acordat primul ajutor, tânăra a fost transportată la spital. Tinerii s-a făcut rău după ce a alergat 10 de kilometri la cel mai dificil traseu din România, maraton 7500, secțiunea elită, echipă mixtă. Alături de tânără se afla colegul de echipă, un bărbat în vârstă de 32 de ani din Buzău, care intrase într-o stare de panică. Dintr-o primă examinare medicală la fața locului, se pare că tânăra a consumat în exces energizante pentru a rezista, însă se pare că nu i-au fost de folos. Da, da, da. Salvamont Dâmbovița, da? Preluată la Salvamont. Da. Mai aproape, Răzvan. Deci a fost adusă de la Omul, de la Vârful Omul venind, da. Ce s-a întâmplat? Păi, epuizați după drum, au luat și niște porcării de alea, nu știu ce Dumnezeu, geluri de alea de energizante și cred că de la alea e. Poți? E concursul ăsta, maratonul ăsta. Maraton, a, Balbucegilor, da. Ia, fata e slăbită. E... Da, stați cu prima ambulanță și vedem pătura, vedem tot în bălie, nu și... Se desfășoară concursul Maraton 7500, Bucegi, 2013. Participanți, în jur de 400 de participanți la acest concurs. Au fost două secțiuni, o secțiune de 90 de kilometri, una de 45 de kilometri. Azi noapte, la în jurul orelor 23, am fost anunțați de la Vârful Omul, domnul salvamontist de la Dâmbovița, că o turistă în vârstă de 31 de ani, căzută fizic și psihic, epuizată, necesita intervenția echipei salvamont. Au plecat o echipă formată din trei salvamontiști, au preluat-o de la Vârful Omul cu un utilaj ăsta mai sofisticat, un buggy, adusă până la intersecția cu Piatra Arsă, de acolo preluată de smurt și dusă la spital. A fost o acțiune destul de dificilă, între cele mai dificile din acest an. Maraton 7500 este o competiție care presupune parcurgerea unui traseu marcat integral în Munții Bucegi, cu o diferență de nivel pozitivă de aproximativ 7500 de metri. Linia de start și finish este lângă sediul Salvamont Peștera. Maratonul cuprinde două secțiuni, elită și hobby, fiecare secțiune având câte trei categorii, feminin, masculin, mixt. Este obligatoriu ca echipele să fie formate din două persoane. Vârsta minimă pentru înscriere în concurs este de 18 ani. Timpul efectiv de concurs este de 40 de ore pentru secțiunea elită, unde a fost participantă și tânăra care a leșinat, și de 16 ore pentru secțiunea hobby. Distanța parcursă fiind aproximativ de 90 de kilometri la secțiunea elită și aproximativ 45 de kilometri la secțiunile hobby. Restul participanților la maraton 7500, secțiunea elită, au trecut cu succes linia de sosire, iar alții urmează să sosească. Sâmbătă de dimineață s-a dat startul și la traseul secțiunii hobby. Lungimea traseului este de 45 de kilometri.
diferența pozitivă de nivel de 3200 de metri. Sperăm să nu mai fie înregistrate incidente. Aproximativ 500 de participanți din România, dar și în străinătate, se întrec în această competiție de rezistență din România Maraton 7500.